România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Este a opta zi de lupte în Ucraina de când Rusia a invadat această țară. Kievul rezistă, alte orașe sunt înconjurate, Rusia a bombardat zone civile și, desigur, cu toții ne întrebăm, oare cum se poate termina asta? Ce scenarii sunt la dispoziție pentru terminarea unui război care îngrozește pe toată lumea? Lângă mine este istoricul Armand Goșu, specializat în Kremlin, cum se spune în America, s-ar fi spus kremlinolog. Ne-am mai întâlnit la această emisiune. Să vă spun câteva lucruri despre Armand Goșu. Întâi de toate, bun găsit pentru cine îl știe mai puțin. Salut, Armand! Mulțumesc pentru invitație! Armand Goșu este absolvent al Facultății de Istorie din București, are un doctorat în istoria Rusiei făcut la Moscova, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei Române, conferențiar la Universitatea din București, cercetător asociat la Berlin și, de asemenea, a lucrat pentru BBC, birourile din București și Moscova, dar îl cunoașteți și ca redactor șef adjunct al revistei 22. Acesta este invitatul meu, unul dintre cei mai buni specialiști în spațiul rusesc pe care i-are România. O să revin pe parcurs să nu uit să zic și de cartea ta, Rusia, o ecuație complicată. Armand Goșu, îți propun de la început să facem așa. Care este situația acum pe front? Cum arată lucrurile? Da, a opta zi de război astăzi. Inițial rușii au sperat într-un blitzkrieg, au sperat că trupele rusești imediat ce vor trece frontiera, nu că vor fi primite cu flori, pâine și sare, ci măcar cu bunăvoință din partea populației. Nu s-a întâmplat deloc așa. Președintele Zelenski a reușit să mobilizeze populația și să unească națiunea ucrainiană în jurul acestui proiect de a rezista în fața invaziei rusești. Din primele ore ale dimineții de joi, săptămâna trecută, când a început invazia rusească, s-au format cozi în fața comisariatelor militare, bărbați între 18 și 60 de ani, dar am văzut interviuri și cu bătrâni de 80 de ani, cereau arme, cereau să se facă util să-și apere țara. Deci, în primul rând, e acest entuziasm popular, iar asta contează enorm. Populația crede în victorie și vrea să lupte împotriva invadatorilor. E posibilă victoria? E posibilă victoria, pentru că acum, din punct de vedere militar, Putin, și dacă supune Ucraina, el nu poate să câștige războiul. De ce? Pentru că războiul se duce pe mai multe planuri. Între planurile pe care se duce războiul e pentru mințile oamenilor. Bun. O războiul ăla n-are cum să-l câștige. Fii atent. Hai să dau numerele de telefon, numărul de telefon și întrebările și trecem la scenarii. Eu am enumerat trei înainte de a intra în emisie și am zis așa: domnule, poate să ocupe, să pună un guvern marionetă, poate să ocupe Ucraina cu totul, să o transforme în Rusia, să zicem, ceva de genul ăsta, sau poate să plece acasă, înfrânt, să poate și asta, da? Dar asta e ce zic eu, așa, cu priceperea mea. Imediat, acum vă dau numerele de telefon și Armand Goșu, cu experiența sa, vă spune scenariile care sunt cele mai probabile, dar și cele mai rele unele dintre ele. Oameni buni, 0372069599. Îl repet, puteți să ne sunați din toată Europa, cum ați făcut în ultimele zile. 0372069599. Cum se poate termina acest război? Ideile voastre. Ce soluție are Putin ca să iasă din fundătura în care a intrat? Imediat vă explicăm și de ce e fundătură, că e foarte complicat pentru el. Ce ar trebui să facă Europa ca să pună capăt luptelor? Că și asta e o întrebare. Că și noi putem face niște lucruri, putem accepta niște soluții mizerabile, una dintre ele v-am descris-o ceva mai devreme, sau putem să nu acceptăm nimic. Dar aici îl las pe Armand Goșu, câtă vreme vă înscrieți la discuție, să ne spună el care sunt scenariile probabile. De unde începem? Care e cel mai probabil sau cum să-i zice? Hai să luăm scenariile probabile, cum ai propus. Și a zice că două sunt scenariile probabile. Sigur că până acum câteva zile poate nimeni n-ar fi luat în calcul scenariul unei victorii ucrainiene. Pur și simplu, rezistența ucrainerului e atât de mare. Ucrainienii, chiar dacă pierd unele orașe, reușesc să reziste la Kiev sau reușesc să își păstreze principalele centre de putere. De fapt, asta e una dintre problemele Rusiei. N-a reușit să
distrugă centrele de comandă în primele ore ale ofensivei rusești și asta se vede pe teren pentru că armata ucraineană se coordonează destul de bine. Acum, fiind obiectivul decapitarea politică a Ucrainei, faptul că Zelenski este liber și desfășoară activitatea de președinte, instituțiile ucrainiene supuse acestui asediu funcționează, nu exclu scenariul în care în câteva săptămâni, poate câteva luni, presiunea internațională să fie atât de mare, sancțiunile să doară atât de mult, încât Putin să-și retragă armatele din Ucraina și să încerce Rusia să păstreze Crimea și Donbas, mergând la niște negocieri de armistițiu, să spunem, cu cereri minime în fața Ucrainei. Asta ar fi un scenariu. Asta nu înseamnă, scuze, bun, vom discuta mai târziu, nu înseamnă că Putin moare acasă, adică că vin generale și îi spun ce ai făcut, prietene? Nu, înseamnă că el se salvează. El se salvează, dar se salvează pentru scurt termen și încearcă să nu moară, să nu fie omorât, să nu fie înlăturat violent. Și mai este alt scenariu, tot probabil, aș lua două scenarii, dacă îmi dai voie să fac acest exercițiu puțin neobișnuit. Rușii reușesc să cucerească Kievul, adică 4-6 săptămâni război de gherilă urbană, instalează un guvern mare, marionetă, la duc, nu știu, pe Medvedciuc, care este Putin i-a botezat fica cea mică, sau îl aduc pe Ianucovici, am văzut că Ianucovici i-a dus de la Moscova la Minsk și s-ar putea să fie utilizat de ruși și folosit ca în fruntea unui guvern marionetă. Dar atunci va începe o insurecție puternică, insurecție care va dura câțiva ani, iar în cele din urmă Rusia va fi nevoită, 2-3 ani va fi nevoită să-și retragă trupele din Ucraina, tot așa să încerce să păstreze Crimea și Donbasul pentru Rusia, poate și alte teritorii, să spunem, un Donbas ceva mai mare. Deci astea ar fi cele două, cele mai probabile scenarii pe care mi-ai cerut să le... Adică tu vezi mai curând, Armand Goșu, o victorie, că asta e o victorie ucraineană. Aici. Da, nu se poate încheia. Că victoria ucraineană va veni în 6 săptămâni, în 8 săptămâni sau în 3 ani, tot victoria ucraineană va fi. Rusia nu mai are cum să învingă. Rusia a pierdut războiul din a patra zi. Rusia, ca să câștige războiul, trebuia să fie primită, armata rusă trebuia să fie primită cu entuziasm de populație, Zelenski să fugă, elita politică de la Kiev pro-occidentală trebuia să dispară sau ce mai rămânea din ea urma să fie denazificată așa cum cere Putin. Lucru care nu s-a întâmplat. Chiar dacă Putin va pune mâna pe niște orașe, orașe importante, chiar dacă va ocupa un teritoriu destul de mare, Ucraina este mult prea întinsă, are dimensiunile Franței, ca să controlezi o țară, să o ocupi și o să o controlezi, ar însemna că în fiecare sat tu trebuie să faci un post de jandarmi. Ruși, să ai posibil, oameni. Da. Ori asta ar însemna să aduce acolo câteva sute de mii de oameni. N-au rușii atâtea rezerve ca să... Și insurecție, atenție, Afganistanul poate să fie parfum pe lângă ce ar putea urma în Ucraina. Cu armele pe care ucrainienii deja le au la dispoziție. Deja le au și cu România, cu Polonia mai ales. Care să livreze care să antreneze, care să joace rolul Pakistanului în anii 80, să antreneze trupe de insurgență. Armand Goșu, istoric, politolog alături de mine, unul dintre cei mai buni specialiști români în spațiu rusesc. Cred că e timpul să dăm drumul la dezbatere. Mulțumesc că ați avut răbdare. Înscrierile continuă 0372069599. Astea scenarii probabile, Armand mai are 3, să știți. Da, le luăm pe rând. Astea sunt probabile. Astea sunt probabile. Avem și din alea rele de tot. Nu e un joc ce facem aici. Să știți că multe dintre gândurile astea adunate, politicienii lumii le au pe masă, adică ei se uită pe tipul ăsta de analiză, da? Cătălin, salutare, ești la România în direct, alături de Armand Goșu. Salut! Bună ziua dumneavoastră și invitatului dumneavoastră și bineînțeles tuturor celor care ne ascultă. Foarte pe scurt, părerea mea vis-a-vis de problema în dezbatere. Ucraina, cu toată simpatia pentru poporul ucrainean, nu cred că va rezista totuși până la capăt. Rusia este un colos din toate punctele de vedere și acum discutăm mai ales militar.
Finalul va fi câștigarea unei lupte, unui război militar, oficial, ca să mă exprim așa, asta e părerea mea. Însă, conflictul va subzista, conflictul nu se va încheia prin, zic eu, cucerirea, cu ghilimele de rigoare, militară a Ucrainei, indiferent de variantele pe care le va propune Putin, nu știu, împărțirea în două, demilitarizare și așa mai departe, nu cred că vreun cetățean ucrainian sau majoritatea vor fi de acord cu asta. Și atunci conflictul va subzista într-o formă latentă, dacă se poate spune așa, luptă de gherilă, partizanii, etc. Deznodământul e greu de anticipat. Repet, mă refer la conflictul care va subzista și nu la războiul oficial, care probabil într-un timp relativ va fi câștigat, din păcate, de Rusia. Adică, da, ce înseamnă că va fi câștigat, că și asta trebuie lămurită? Va probabil vor ocupa principalele orașe, probabil vor impune și din punct de vedere politic o guvernare, pentru că dacă vor ocupa Kievul, e clar că vor schimba conducerea actuală. Deci, repet, războiul, cu ghilimele de rigoare, oficial va fi câștigat, însă conflictul nici pe departe nu va fi încheiat și este greu de anticipat cum se va încheia acest conflict după câștigarea, cu ghilimele de rigoare, a războiului, da, din bun. Punct de vedere militar. Ăsta e scenariul al doilea pe care... Asta e scenariul B și la mine. Oarecum, e un scenariu B adaptat. Da, da, da. Dacă ne... Și cu asta închei, nu vreau să vă rețin foarte mult. Haideți să ne amintim ceea ce s-a întâmplat în Vietnam, da? Vietnamul de Sud și de Nord. Și haideți să ne amintim cu Nordul, ajutat, este foarte adevărat, și fără a le fi tăiate liniile de aprovizionare, cum au reușit să-și recucerească, cu ghilimele de rigoare, iarăși, toată țara. Și Ucraina, dacă va fi împărțită în două, și dacă partea vestică va fi ajutată, nu știu, va fi susținută, este posibil ca într-un timp, evident, coroborat cu toate sancțiunile și ceea ce se întâmplă în Rusia, este posibil ca și acea parte estică să fie pierdută în situația în care va fi, să zicem, ocupată și împărțită în două Ucraina. Stai o secundă, e posibil să fie împărțită în două? Și să știi că și eu mi-am trecut undeva asta la scenarii. Nu mai cred e și asta o variantă. E o variantă, dar e o variantă puțin probabilă. De ce? De ce e variantă puțin probabilă? Pentru că am văzut cu câtă ardoare luptă populația rusofonă, chiar etnici ruși, luptă împotriva armatei ruse. Chiar dacă sunt ruși, acei oameni nu vor să trăiască în Rusia, vor să fie liberi. Ei luptă pentru libertate. Asta e chiar un vers din imnul Ucrainei. Luptăm pentru libertate. Pentru ei cuvântul libertate chiar înseamnă ceva. Pentru ei cuvântul Europa înseamnă ceva. E singura țară în care au murit oameni la demonstrație pentru ca țara lor să adere la Uniunea Europeană. Acum mor oameni și nu puțin pentru ca țara lor să adere la NATO, să adere la clubul euroatlantic. Mi se pare extraordinar lucrul ăsta. Dacă-mi permiteți, da, mă gândeam totuși la partea estică, pentru că, în primul rând, sunt câteva regiuni în Est care sunt preponderent rusofone și asta e o realitate totuși. Mă refer la cele Lugansk, mă rog, zonele acelea. Și mai departe, probabil că în Est ponderea populației ruse este un picuț mai mare și aici vorbim de ceea ce spuneați adineauri, de acea simpatie pe care n-a câștigat-o și n-are cum să o câștige, dar mă gândesc că acea simpatie a populației poate în zona de Est ar fi mai ușor de câștigat, cu ghilimele de rigoare. Mulțumesc mult, Cătălin, dar la un regim de teroare nu vă gândiți? Adică... În Ucraina, da, da, mă gândesc la un regim de teroare și am luat în calcul într-un scenariu negativ despre care vreau să vorbesc, Ucraina e cucerită de armata rusă, tentativele de a organiza insurecție sunt blocate în 2, 3, 6 luni, o să avem armată rusă la frontiera pe gurile Dunării, o să avem armată rusă lângă Sighet, peste frontieră, și atunci ai tipul de represiune care există în Rusia se va extinde și în Ucraina. Asta ar fi un scenariu de coșmar. Asta ar însemna că Putin va începe un război hibrid împotriva Occidentului, iar România va deveni stat de graniță în primul rând al rezistenței antirusești. E un scenariu care se bazează pe represiune foarte dură,
care să înnăbușe orice rezistență și un scenariu care se bazează pe un guvern marionetă suficient de abil încât să găsească o oarecare legitimitate, ceea ce în situația de acum mi se pare destul de puțin probabil, dar eu n-aș exclude acest scenariu din discuție. Robert, salutare, ești la România în direct, lângă noi Armand Goșu. Bună ziua ascultătorilor, invitatului noastră și a toată lumea. În primul rând, părerea mea este cât se poate de simplă și nu o să mă exprim din punct de vedere strategic militar, pentru că nu am experiența asta, dar trebuie să ne gândim și trebuie să analizăm că avem de-a face cu un om care nu mai este în capabilitățile lui mentale de a mai lua decizii. Să nu mai vorbim că nu mai are loc acolo ca și președinte al țării. Iar un astfel de om poate fi imprevizibil. Eu sunt o persoană mai pesimistă și chiar nu fac griji, ca și părinte, pentru viitorul copiilor sau chiar și pentru viitorul zilei de mâine, când un om cu o astfel de putere vine și spune că oricând dorește, dacă va simți că va pierde, va apăsa acele butoane și vorbim de ceva înfricoșător. Trebuie să luăm și asta în considerare, indiferent de ce război face acolo terestru sau aerian, aceste războaie de gherilă. Trebuie să luăm în considerare și faptul că pe el orice sancțiune le enervează. Este un om răzbunător, clar, asta se vede din primele două minute la care tu îi dau un discurs de-a lui. Este un frustrat în momentul de față, este nervos pe toată lumea și cam comportamentul lui lasă de dorit și, repet, este imprevizibil, pentru că este el împotriva lumii. Scenariile sunt cu dus și întors. Din punct de vedere strategic, nu are cum să iasă bine pentru el, dar va ieși rău pentru Ucraina. Din punct de vedere, repet, dacă stăm să facem psihoanaliza acestui om, suntem cam în pericol toți. Ceea ce nu vreau să înspăimânt pe cineva sau... Dar ăsta este adevărul. Să deschid, să discută deschis posibilitatea unui scenariu nuclear. Ajungem mai târziu acolo. Da, nu aș vrea să înspăimânt lumea. Nu e nevoie să înspăimânți, dar da, trebuie să fim realiști. Adică e țara care deține... Exact. Astăzi, cele mai multe bombe atomice de pe planeta asta, bănuiesc, nu? Greșesc, Carman Bușu e... Mă gândesc că doar arsenalul lui înspăimântă lumea, nu trebuie să mai vină la televizor să spună că voi folosi așa ceva. Adică trebuie să luăm și asta în considerare, pentru că a spus că va ataca Ucraina, asta a făcut, Doamne ferește să se ducă și mai departe. Să sperăm că cineva din interior, deși niciodată nu ne-am dorit răul sau moartea cuiva, dar cred că nu sunt singur de părere, să sperăm că cineva din interior va alege soluția cea mai bună. Stai un pic aici, ai de discutat. Așadar, uite, Armand Goșu știe toată istoria Kremlinului pe de rost. Este posibilă o răsturnare de asta de pe culoare, adică să-i pună cineva gând rău acolo? Nu este vorba de gând rău. Nu, dar cum? Este vorba de a lua decizia bună. Să-l întoarcă și să ia decizia bună, adică să explice sfetnice lui de acolo, elita lui, oamenii cu n-are care ce sunt... N-are ce să explice, este genul de om care el conduce pe toată lumea, asta este caracterul lui, asta este tipul lui de a conduce. Este vorba de anihilarea lui, pur și simplu, scăparea de acest om. Am înțeles. Nu pot să folosesc cuvântul ăla dur, dar asta este adevărul. Da, exact. Trebuie să-l ucide cineva, pentru că mai bine moare o persoană decât să moară atâtea și case distruse și familii înspăimântate și copii care vor rămâne cu traume. Asta este părerea mea și eu sincer să fiu, deși nu este ok să gândesc așa ca și om, dar în momentul de față vă zic cu mâna pe inimă, eu asta îmi doresc. Da. Acum, te înțeleg și nu te judec la câtă moarte e în Ucraina. Exact. La cât rău a produs, nu ai cum să mai fie milă de o astfel de persoană. Și repet, trebuie să ne gândim ceea ce nu vedem în mass media, trebuie să ne gândim și să analizăm și că omul ăsta nu mai este în nicio capacitate mentală. E valabil? Stai o secundă, e valabil, Armand Goșu, ce zic? Adică știu că multă lume îl privește așa, dar cei care lucrează cu el acolo, elita Moscovei, cum îl privește? Nu, elita cercul intim al lui, oamenii cu care discută împreună, cu care ia deciziile, își dovedesc cu fiecare ocazie loialitatea față de Putin și eu nu cred că în momentul ăsta sunt fisuri, cel puțin publice,
semnificative în cadrul elitei ruse. Sigur, chiar dacă se pot interpreta unele gesturi, Mișusti săptămâna trecută când a fost acel Consiliu de Securitate, un fel de politbiuro lărgit și a plimbat pe toți prin fața microfonului și le-a cerut să spună dacă sunt de acord sau nu sunt de acord. De fapt, atunci nu discutau planul independenței Donetsk și Lugansk, ci discutau planul războiului, pentru că ei știau în aceea zi Putin a înregistrat și anunțarea invaziei, amintiți-vă. Da, 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 el făcea consiliu și... Nicola s-a dat câteva zile mai târziu. Înregistrarea respectivă s-a dat cu câteva zile mai târziu. Dar eu n-am văzut la nivelul elitei rusești. Deci ce se întâmplă? Asta e o elită tipică pentru state dictatoriale, autocrații, dictaturi. Deci, practic, Putin urăște să schimbe lumea. El mers cam cu aceeași echipă în ultimii 20 de ani. Dacă vă uitați pozele cu el când ajunge prim-ministru în 99 sau când ajunge președinte în 2000 și vă uitați cine e lângă el, o să vedeți cam aceleași persoane sunt lângă el și astăzi, da? Cu Șoigu, cu... Deci aceiași oameni. El urăște să ai schimbări de personal în anturajul lui. El se bazează pe aceiași oameni și o chestie de relație personală la el. Acum, oamenii ăștia nu o să-l trădeze. S-a făcut o selecție și o triere în acești 23 de ani de, în cadrul birocrației ruse, de oameni care nu rezistă la stres, oameni care sunt prea empatici, oameni care nu sunt buni executanți. Iar acum în jurul lui nu ai decât niște roboți. Niște roboți, v-ați uitat că acei oameni la ședința despre pe care am amintit-o eu, a Consiliului de Securitate, e tot filmul. Nu pot să vorbească liber? Ei trebuie să citească. Da, e, deci erau, imaginea emblematică. Se bâlbâiau, erau și-o ca singurul care știa ce să pregătise și care a venit cu hârtiuța de acasă. Era fostul președinte Medvedev, care e vicepreședintele Consiliului de Securitate, vicesecretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Deci oamenii nici din punct de vedere intelectual, nici din punct de vedere al sănătăților, nu sunt în formă să discute niște decizii atât de importante, care nu sunt importante doar pentru Federația Rusă, sunt importante pentru omenirii. Deci în acest moment este prea devreme să vorbim despre, da, sunt niște defecțiuni în cadrul oligarhilor. Unii oligarhi, Deripaska, sunt mai mulți, care au ieșit public și au spus că războiul e o eroare, dar ei au spus, ei militează pentru pace, în primul rând, nu au ieșit public să-l critique pe Putin, și au ieșit curaj, să militeze pentru pace în condițiile în care și-au pierdut miliarde. Din miliardare au devenit milionari peste noapte, odată cu sancțiunile. Da. Robert, mulțumesc tare mult, uite că am cântărit și explicația pentru ceea ce ai spus. Deci răsturnarea de la Kremlin... O amânăm puțin. Sigur că dacă lucrurile se împut, ca în orice bunker, se întâmplă lucruri, mă gândesc. Simion, salutare, bine ai venit la România în direct. Suntem alături de Armand Goșu, istoric și politolog al spațiului rusesc. Salutare! Salutare, bună ziua! Bună ziua! Ca etnic ucrainean, Ucraina deja a câștigat. Și a câștigat nu numai și respectul Europei și a întregii lumi. Și ce vreau să zic, că acel criminal Putin o să pățească ori ca Gaddafi din Libia, ori o să fie, o să pățească ca Milošević, fostul președinte al Serbiei. Să-l vezi pe Putin pe banca acuzaților la Haga? Cum ar arăta? Crezi că o să-l vezi pe Putin pe banca acuzaților la Haga? Cum ar arăta? Da, pentru că antevorbitorul meu sau domnul Gosu, care a zis că nu o să fie trădat, din contra, miliardarii, poporul rus, adică vorbesc de cei de sus, din Parlament, sunt corupți și corupția o să-l trădeze. Când o să vadă că miliardele merg pe apa sâmbetei, o să-l trădeze. Ascultați-mă pe mine. A fost student 6 ani de zile în Lviv. Trei colegi de-ai mei s-au înrolat voluntari din Germania și a lăsat familia și a plecat în Ucraina să luptă. Tot respectul. Asta cred că mulți ucraineni se duc acolo. Sigur că asta contează și pe asta se întemeiază toată chestiunea asta. Dar, sincer, aici nu vreau să te contrazic și eu sunt de aceeași părere. Eu nu cred că schimbarea o să vină de la Kremlin.
sau nu de la oligarhi. Am văzut ce zic oligarhii, am văzut ce fac unii dintre ei. Mi se pare că se pun la adăpost ca toți oamenii cu bani în situația asta. Trebuie să ținem seama de faptul că oligarhii au o foarte mică influență. Nu sunt oligarhii din vremea lui Boris Yeltsin din 1999, când semia familia, așa numita familie, fiicele lui Yeltsin împreună cu principalii oligarhi, cu Berezovski, cu Abramovici, făceau și desfăceau în politică. Acum, oligarhii cu care lucrează Putin, de care este apropiat, provin din structurile de securitate. Sunt așa numiți silovichi. Deci și oligarhia din Rusia a suferit o reformă în ăștia 23 de ani. Puțin din vechi oligarhi, Patan, Inderi Pasca, au rămas, dar ei sunt foarte departe de Kremlin. Influența lor în politică este foarte mică și în societate este foarte mică. De ce? Pentru că ei sunt, cum să spun, văzuți destul de negativ. Ei nu au autoritate morală în fața populației. De asta spun că ieșirile lor acum cu diverse postări pe Twitter sau pe alte rețele de socializare nu vor stârni entuziasm, nu vor scoate lumea în stradă. Simion, care e speranța ta? Speranța mea și ceea ce vreau, să mai spun, că Europa, lumea trebuie să-i ajute nu numai cu luminițe și aplauze, trebuie să, nu numai moral, trebuie să ajute și cu arme și să se implice mult mai mult. Pentru că ei luptă pentru Europa. Ucraina nu luptă numai pentru ea. Luptă pentru Europa, luptă pentru... Aici sunt lângă graniță, trăiesc lângă graniță în Ucraina. Vă dați seama că, Doamne ferește, într-un scenariu, dacă Rusia câștigă, cum o să trăim noi, toată populația care stă lângă graniță, care trăim lângă graniță. Va fi foarte greu în România. Vom fi într-o hărțuială perpetuă cu Rusia. Ăsta e, l-a descris Armand Goșu mai devreme, drept scenariul de coșmar. Asta se va întâmpla. Victoria Rusiei și ajungerea trupelor rusești la granița noastră înseamnă un război de toate, poate mai puțin cu arme, dar un război hibrid pe teritoriul României se va duce tot timpul. Asta înseamnă destabilizare și politică, de, partide extremiste. Trebuie să-i ajute. Trebuie să-i ajute, nu numai moral. Da. Nu numai moral. Nu numai moral. Da, mulțumesc mult, Simion. Se trimit dispozitive de război în Ucraina. S-a deschis o portiță cu veniți aici civili și vreți să ne apărați. Dumnezeu știe care sunt civilii cu pregătire militară care intră în Ucraina. Pot fi enorm de multe bănuieli, dar sunt sigur că au pus piciorul acolo și profesioniști ai luptelor din diverse țări, orică sunt înrolați în momentul ăsta. Polonia schimbă legislația tocmai pentru a permite. Avea o legislație care interzicea celor care făceau armata să se angajeze în armate străine, să lupte în alte țări. Mă schimbă legislația. Sunt și alte țări care să ofere să schimbă legislația. Bun, acum sunt pe bază de voluntariat. O să sigur meargă 100, 200, poate mai puțin, poate mai mult, nu știm. Acum, imediat, Cristi, dar să spunem și faptul că aici o să avem destule complicații în perioada viitoare și că mâine o să vă pun o altă întrebare enorm de complicată. O să vină Cristian Pârvulescu pe locul lui Armand Goșu. Iar întrebarea este așa, trebuie să primim Ucraina în Uniunea Europeană în momentul acesta, așa cum oamenii au făcut cerere și avem destule motive să o facem. Dar știți care sunt urmările? Dacă Ucraina pune piciorul în Europa, înseamnă că avem un război în hotarele Uniunii Europene. Și o să vă las pentru mâine să vă gândiți la chestiunea asta când vom analiza povestea asta văzută dinspre Occident, spre Rusia. Azi ne uităm însă dinspre Rusia, spre Occident. Istoricul Armand Goșu este alături de mine și Cristi vorbește acum. Salutare! Salutare! Bună ziua! Bună ziua! Și dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă. Pentru moment, cred că situația este extrem de complicată și nu cred că are cineva idee, indiferent de câtă analiză s-ar face asupra desfășurării lucrurilor în continuare. Sunt diferite opinii, păreri, diferiți experți militari și așa mai departe, care arată cu bastonul la diferite hărți militare și nu numai, dar este greu de prezis în acest moment cum se vor desfășura lucrurile. Cristi, fii atent, e ca un joc. Pe masa oficialilor fiecărui stat
Sunt scenariile acestea, curg ca niște ramuri și funcție de niște variabile, statele mută diverse scenarii sub variabilele respective pentru a vedea cum continuă. Asta se întâmplă. Dar niște ramuri mari, groase ale acestor scenarii se lucrează cu ele, iar acestea sunt cele pe care le-am pus pe masă. De asta te întrebăm și pe tine, unde crezi că se va duce toată istoria asta? Nu știu, în acest moment, odată început războiul și după cum bine știm, orice conflict care a început a fost dificil de oprit. Este ca un tren, odată pus în mișcare, este greu de oprit, într-adevăr. Pe de altă parte, eu am o mică experiență, spre exemplu, în ultimii 12 ani am interacționat și am lucrat, propriu-zis, cu ucraineni și ruși. Cel care a vorbit înaintea mea spunea că la Kremlin există corupție foarte mare și așa mai departe. Dar să știți că același lucru, poate aproape la fel de mare, există corupția și în Ucraina. Cele mai corupte țări din Europa, Rusia și cu Ucraina, pe toate calculele, Și să știți că din ceea ce îmi spuneau, într-adevăr, semnalele erau foarte clare și o bună parte din populația Ucrainei erau pro-Rusia, cel puțin declarativ, da? În afara etniei pe care o au fiecare, erau chiar și ucraineni, nu numai ruși de adevăratele, erau absolut de partea Rusiei ca și atitudine. Dar probabil că în momentul în care au fost amenințați o perioadă lungă la graniță acolo și s-a tot arătat lucrul ăsta și că vor fi invadați și așa mai departe, atitudinea lor s-a schimbat în ultimele săptămâni, să zicem, și au reacționat altfel, adică nu au vrut să fie invadați și probabil că de asta asistăm la apărarea asta înverșunată și la lupta asta nemaipomenită a ucrainenilor. Pentru asta, într-adevăr, a fost ceva neașteptat și cinste lor, cinste președintelui lor, pentru că are o atitudine, nu știu, am auzit o chestie, zice, domne, își joacă rolul vieții lui. Într-adevăr, așa este. Are priză la populație, are priză la camera de luat vederi, omul este un bun comunicator și, într-adevăr, își joacă rolul vieții lui. Acum, pe de altă parte, spuneați că ulterior veți discuta și problema aderării Ucrainei la blocul comunitar. Nu te grăbi. Comunitar. Da. Mâine. Dificil de... Eu știu ce problemă vă pun în față și mâine să vă gândiți așa, domnule, sigur că oamenii ăștia merită apărați și trebuie apărați, dar știți care e costul? Bineînțeles, adică trebuie lucrurile cântărite cu mare, mare atenție, pentru că știm ce păcat ne așteaptă, da? Există într-adevăr, și trebuie să o spunem, există riscul războiului nuclear, asta trebuie să o spunem, nu trebuie să o ocolim. Hai, asta e un pic aici cu noi, că am ajuns, eu știu că Armand Goșu are pe hârtie trecută varianta asta, stai o secundă cu noi, așadar Armand Goșu, riscul războiului nuclear, l-ai trecut și tu în scenariile... Este cel mai negativ scenariu, ar fi un război, eu plecând de la premisa că până la urmă Putin vrea să umilească Occidentul, iar ca să umilești Occidentul nu trebuie să ocupi Ucraina, trebuie să lovești o țară membra clubului NATO. Corect. Ori una dintre țările membre ale clubului NATO, țări, ca să spunem, în zona lui, în general, în materie de analiză, s-a luat în discuție Estonia și eu vă propun și România, că e mai aproape de Crimea, aici într-o zonă importantă. În cazul în care ar lovi una din aceste țări NATO, exact ce... Asta ar însemna un război între NATO și, nu? Dar cum să lovească? Nu nuclear, să nu facem legătura cu... Nici vorbă, nu-i lovit nuclear. Pur și să ai un incident de frontieră, să ai un incident în Delta, să tragă o rachetă, să pierd o rachetă, românii să răspundă. În Dobrogea sunt și militari români, sunt și militari americani, sunt și avioane germane. Sau în Polonia să pierde o rachetă care e trasă din Belarus, lovește acolo... Polonezii răspund. Poți să imaginezi niște scenarii, pornind de la niște incidente din asta, care să ducă la... Sau, de pildă, se vorbește de zonă de interdicție aeriană, nu? Uh-huh. Zelenski cere Occidentului, NATO, să introducă o zonă de interdicție aeriană.
Nu? Dacă okay, cumva da. Ar fi tentat Occidentul să facă așa ceva, Rusia va riposta. Vei ajunge la un război între NATO și Rusia, război care nu știi cum se va sfârși, că e, asta înseamnă ceva grandios și pot să aduc în favoarea unei teze, de unei variante de tipul ăsta și faptul că acum, pe front în Ucraina, nu sunt trimise cele mai bune trupe rusești, cele mai eficiente, cele mai bine antrenate. Sunt tentat să cred că Putin a lăsat în rezervă trupe mai bine antrenate pentru că nu știe cum va evolua război. Un război îl încep, dar nu știe cum evoluează, pentru cazul în care va avea nevoie de ele pe alte fronturi împotriva unor țări mai bine pregătite. Și în cadrul acestui scenariu cu așa. NATO, așa, să ai niște... Putin să fie tentat să-și flexeze mușchii și să lovească cu o bombă atomică, dar undeva într-o zonă, tocmai ca să arate, domnule, sunt suficient de, luați-mă în serios, dau cu bomba atomică în voi. Să ai undeva în ocean o explozie atomică, tocmai ca el să-și întărească... În zona arctică. În zona arctică, undeva în mijlocul oceanului, undeva într-o zonă puțin populată, dar tocmai ca să-și întărească ultimatumul pe care el de practic l-ar da Occidentului cu acea ocazie. Eu spun că ăsta e cel mai negativ scenariu, spun că este cel mai periculos, dar este puțin probabil, este foarte puțin probabil, dar așa pentru jocul scenariilor ce m-a rugat aici Cătălin să fac, eu cred că ar trebui să-l notăm și pe el. Cristi, ai auzit, e probabil. Ideea este că într-adevăr, noi facem un joc al scenariilor, dar după cum bine știți și dumneavoastră și publicul care ne ascultă în acest moment, același joc al scenariilor s-a făcut și înaintea izbucnirii conflictului. Și mi-aduc foarte bine aminte că probabil peste 80% din cei pe care îi ascultam la TV, la radio și așa mai departe, dintre pricepuții și experții mondiali, dădeau foarte puțin probabil ca Putin să invadeze propriu-zis. Doar americanii au fost mai vehemenți și au spus că vor invada și, dacă mi-aduc bine aminte, și Boris Johnson al Angliei același lucru făcea. Dar în rest toată lumea spunea, nu domne, e o chestie doar de a-și arăta mușchii, la fel cum spuneam acum cu scenariul nuclear. Își arată Putin mușchii, face paradă, da? Una peste alta. Noi acum discutăm niște scenarii, dar totul se bazează pentru că noi discutăm rațional, noi discutăm cerebral. Întrebarea pe care ți-o pui este dacă Putin mai e rațional, asta e. Nu numai Putin, uitați-vă la cei din jurul lui, uitați-vă la Lavrov, uitați-vă la fostul președinte care n-a fost decât, cum să spun, a fost tot Putin, ca să mă exprim așa, da? Deci sunt mulți în jurul lui care întrețin paranoia asta pentru că omul probabil este, trăiește într-o buclă temporală a puterii, într-o dimensiune paralelă. Sunt convins de lucrul ăsta. Mulțumesc. Nu are contact, da, cu realitatea. Cristi, mulțumesc tare mult. Mai avem câteva minute, o să depășim ora 14 și ca urmare a interesului vostru. Știu că de câte ori vine Armand Goșu, sunați și ne urmăriți. Mulțumim tare mult pentru asta, ne urmăriți în mare măsură. Și explicațiile sunt foarte bune. Ovidiu, salutare, ești la România în direct. Vă salut, domnule Striblea, domnule Armand Goșu. Am ascultat foarte atent ce a spus mai devreme. Eu văd că sunt foarte multe, inclusiv domnul Armand Goșu a emis ipoteza conform căreia Putin a urmărit un blitzkrieg. Dar dacă de fapt Putin nu urmărește un blitzkrieg, ci el este interesat tocmai de această, ce să vă spun, de acest pericol care să genereze mase mari de ucrainieni care să se îndrepte spre frontariile Uniunii Europene, recte, Polonia, România, Moldova, iar tocmai această masă de migranți, să le zic așa, sau de refugiați, mai bine zis, să genereze o presiune puternică asupra comunității internaționale. Dacă tocmai această încetinire, acest pericol nu este de luat în seamă, deoarece concret acum avem cei peste 100 și ceva de mii de refugiați ucrainieni care deja au trecut pe la noi prin țară, și iar mai bine de o jumătate deja a rămas acolo. Vor fi mai mulți, dar fii atent.
Spre deosebire de alte mase de refugiați care veneau din zona Siria sau din Africa, oamenii aceștia sunt albi, creștini, ortodoxi în cazul nostru și sunt foarte bine primiți de către populație. Chiar cu entuziasm mai spune, uitați-vă în Polonia ce mobilizare, uitați-vă în România ce mobilizare exemplară, am avut așa mobilizare pentru sirieni. Dacă vor veni 100.000 de sirieni la graniță, altfel se va pune problema de asta. Dacă ăsta e argumentul, dacă așa l-a cântărit Putin, că pune o presiune, sigur, e o presiune financiară mare. Dar nu e o presiune financiară, pentru că deocamdată câtă vreme îi primim cu niște gogoșele, cu niște niște căni de ceai și li se propune, am auzit chiar eu, am rămas stupefiat că li se propune să stea până la începerea sezonului estival în hotelurile de pe litoral, deci până la începutul sezonului estival, adică, ce să zic, în momentul în care începe sezonul estival, îi iei frumușel și dai afară că, vezi, Doamne, vine turistul plătitor. Deci nu-mi vine să cred, deocamdată este o euforie, dar ce se va întâmpla în 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună, 2 luni, jumătate de an, în condiția în care aceste mii, zeci de mii sau poate chiar sute de mii de refugiați vor pune presiune asupra țărilor limitrofe Ucrainei. Stai un pic cu noi, hai să luăm un minut de publicitate, ne întoarcem fix la discuția cu tine. România în direct continuă la 0372069599. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Ediție specială de România în direct cu istoricul și politologul în spațiu rusesc Armand Goșu, bombardamente la Kharkiv și bombardamente în suburbiile Kievului la Kharkiv, să spun că sunt 34 de morți între civili. La telefon în continuare era Ovidiu, care spunea așa că Rusia își dorește o presiune cu refugiați asupra Europei. Eu m-am gândit chiar mai rău, auzind pe măsură ce vorbeam, mă gândeam că Rusia își dorește să inițieze un război cu Europa. Mă gândeam că asta urma să spui, scenariul care pentru mine era absolutamente de coșmar. Nu, eu m-am gândit că acest scenariu sau această armă cu mari mase de refugiați care presează fie Italia, fie Grecia, fie Spania, deja este ceva care s-a mai întâmplat și care a fost controlat, observat îndelung, o lungă perioadă de timp și poate fi folosită exact această armă acum împotriva Uniunii Europene, pentru că o parte din migranți, refugiați, bineînțeles că vor pleca, dar o mare parte vor rămâne la noi și vor crea mari probleme în timp. Deja în România există, să se gândească fiecare dintre ascultători, că există refugiați cât un mic orășel. Aceștia vor fi foarte greu. Trebuie să le asiguri
cămin, sau să trebuie să le asigură o mulțime sau de să integrezi la muncă. Deja Polonia are un mugure de program în acest sens, deja sunt afișe acolo cu locuri de muncă. Dar țările occidentale se vor bate pe refugiații ucraineni. Unde n-am avea noi norocul să rămână 50.000 la noi? Ar trebui să-i premiem, să-i rugăm să rămână aici. În condițiile în care nu ai... Tu nu ai forță de muncă, nu mai ai forță de muncă calificată, sunt investitori străini care nu mai vin, nu mai deschid nimic aici pentru că tu n-ai muncitori, n-ai... Vin oameni care nu sunt neapărat o forță de muncă calificată. Nu cred că cei 50.000 reprezintă forța de muncă calificată. Dar ce sunt? Stați puțin, că e foarte interesant ce spuneți. Stau, nu cred că e foarte mult... Dar ce sunt ei? Trebuie să-ți dăm afară, nu trebuie să-i primim în țară, trebuie să așteptăm cu baioneta la grani. Să ce vreți dumneavoastră? Ce propuneți? Deci, nu propun asta. Dar ce propuneți? Am gândit numai acest scenariu, că Putin, pur și simplu, a luat în calcul această masă care intră. Și în afară de asta, deși eu o să fiu contra curentului principal, o să mă întreb, oare care era problema în cazul în care Ucraina ar fi acceptat statutul de neutralitate? Dar nu asta vrea Putin, să accepte statutul de neutralitate. Asta a cerut. A cerut denazificare. Citiți ce cere Putin. Informați-vă întâi. Nu vă mai faci așa impresii. Nu e o impresie. Deci statutul de neutralitate. Ucraina să accepte să nu intre în NATO, să-și asume această obligație, să spunem. Să nu intre în NATO, sau nici nu se punea problema de Uniunea Europeană, era vorba doar de NATO. Nu înțeleg care era problema atât de mare ca să nu intre Ucraina în NATO. Dar ucrainienii n-au dreptul să aibă și ei proprie opinie, n-au dreptul să aibă părere, trebuie să le decidem noi de la București sau cineva de la Moscova, ce au ei voie să facă și ce nu? Deci nu e națiune suverană Ucraina, asta spuneți dumneavoastră. Trebuie să le decidă alții ce trebuie să facă. Nu vrem, domnule, să intrați în NATO. Stați naibii acolo. Eu mă gândesc că statutul unei Elveția Estului era destul de bun. Dar dacă ei nu vor să fie Elveția Estului, dacă dumneavoastră vreți să luați decizii pentru Ucraina, mergeți acolo, luați cetățenie ucrainiană, intrați în politică și propuneți un referendum pentru statutul Elveției în Ucraina. Deci eu nu vreau să iau... Eu îmi pun întrebări, domnule Armangoșu. Pur și simplu îmi pun întrebări. Nu ăsta este scopul emisiunii, să pun ascultătorii întrebări? Băi, foarte bine, și eu vă răspund, vă ajut. Ascultător al Europa FM, de ce mă trimiteți în Ucraina să-mi iau... Păi de asta spuneți dumneavoastră, că vreți ca Ucraina să fie atunci... urmați-vă acest proiect și mergeți acolo. Dar stați un pic. Am spus că mă întreb de ce nu e acceptat, nu că vreau... Păi de ce să fie acceptat? Ucrainienii au voie să aibă și ei o părere sau n-au voie? Sunt sau nu sunt națiune suverană? Uite, să vă explic așa. Asta e ce ne propui tu, Ovidiu, e varianta aceea pragmatică și foarte călduță pentru noi. Pentru că dacă Ucraina ar fi acceptat aceste cereri, pentru noi n-ar fi fost niciun război. Pentru noi era cel mai simplu. Și ăsta e adevărul. Dar noi nu suntem ei. Adică pentru țara lor nu e o variantă acceptabilă, cel mai probabil, sau pentru cei mai mulți dintre ei. Dacă noi am fi fost în situația asta în urmă cu 20 de ani să vină unii cu armele peste noi când am intrat în NATO, ce făceam? Și ne spuneau cei din jur, sârbii sau nu sârbii, hai să zicem cehii, ungurii. Nu intrați în NATO, nu îi luați și pe românii ăia. Închipuieți, spune-te un pic în locul acesta, cum să fi procedat? Nu știu cum să mă pun în locul acela. Mie mi-e greu să mă pun în pielea celor care și-au părăsit locuințele și care au luat drumul pribegiei și care peste puțină vreme se vor confrunta cu mai puțină căldură decât o primesc în momentul de față. Asta s-ar putea să fie adevărat. Eu îți mulțumesc tare mult. Voiam să vă atrag atenția și asupra acestui fapt. Oamenii care vin în România sau pleacă în alte țări sunt oameni care muncesc ei ceva în țara lor. Că acum sunt pe drumuri, dar fie sau majoritatea dintre ei au muncit ceva. Ori au avut o afacere, ori au făcut, știu eu, au predat undeva, ori sunt profesori, sunt România muncitori. Destinația lor. În România rămân, ați văzut, au trecut 110.000, au rămas sub 50.000. Deci nu este destinația. România are foarte puțin.
Ungaria este o destinație, da, Slovacia este o destinație, iar Polonia este principala destinație. Sigur că da, ei sunt deci istoric mai apropiați. Deci nu trebuie să ne speriem că... Dimpotrivă, noi ar trebui să-i atragem aici. La un dat vor reprezenta o forță de muncă foarte bună. Adică eu astăzi văd mulți patroni care se uită și zice, domnule, sunt niște oameni care sunt într-o situație dificilă și care o să accepte... nici nu vreau să vorbesc, dar știți cum e făcută lumea. O să accepte și niște lucruri mai puține doar ca să trăiască, pentru că lumea va avea tendința să se integreze. Dar nu mai găsești mecanici auto. Acum, ca să-mi schimbe roata primăvară-toamnă, apelez la un service care are indieni. Da, nu? Știu, cunosc, da. Vedeți, noi avem deja muncitori din altă parte. Claudiu, ai așteptat foarte mult. Sper că mai ești acolo. Salutare! Salutare! Să vorbești mai tare, cumva, nu știu de ce te aud slăbuț. M-a auzit acum? Da, 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 da. Așa, salutare, salutare. Da, e trist ce se întâmplă acum la vecinii noștri. Părerea mea este că singurii care îl pot opri pe Putin este însuși poporul rus. Ce bine ar fi să fie, cum ziceți. Da, e părerea mea. În alte ordine de idei, dacă nu se întâmplă treaba asta, mi-e frică ca nu cumva să fie un război de uzură care se va întinde pe foarte mult timp de aici încolo. Și asta datorită faptului că armata ucrainiană nu i-a întâmpinat cu flori și cu bomboane, cum se așteptau, cum se așteptau de altfel rușii. Asta e părerea mea. Da, auziți? În 2014... Claudiu, stai o secundă. Exista scenariul ăsta, e adevărată informația, da, adevărată, da, 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 da. Că FSB-ul a greșit evaluările și că 40% din armată va dezerta? Da, da, da. Asta e. Deci e o analiză Chatham House pe care am folosit-o. Deci e scris un articol foarte interesant. Putin, în general, acum în legătură cu Putin, trebuie să urmărești de la cine primește informațiile. În general, în jurul lui are militari. Acum, militarii de cariera lor depinde de satisfacția sau insatisfacția liderului politic. Ca să fie satisfăcut Putin, tu trebuie să-i spui în general ce vrea el să audă. Nu? Iar FSB-ul e o direcție a FSB-ului. FSB-ul ar trebui să acționeze doar în interiorul Rusiei. Dar e un caz special și SVR-ul în afară, SVR-ul spionaj. În cazul Rusiei, FSB-ul acționează în toată fosta Uniune Sovietică. Iar cei care se ocupă de această, să acopere informativ toată această operațiune militară, e o direcție anume a FSB-ului. Deci când Putin a luat decizia, el a avut pe masă niște note ale FSB-ului. Una din notele FSB-ului a pornit de la un sondaj de opinie făcut acum mai multe luni, în care se arăta că 40% din populație, în cazul în care Ucraina va fi atacată, nu va apăra țara. De acolo, de la acel sondaj, care poate eronat, poate nu eronat, FSB-ul a tras concluzia că 40% din poporul ucrainian nu o să lupte. Deci 40% din armata ucrainiană nu o să lupte. Wrong, s-a văzut. Au avut surprize, da. Au avut surprize. Deci din punct de vedere științific, sociologic, tu nu poți să faci o asemenea extrapolare, totuși făcută de FSB, ca să dea satisfacție liderului politic. Deci în condițiile în care Putin află de la analiști ceea ce el vrea să audă, vă dați seama că analizele respective nu au nicio valoare. Vă dați seama despre intențiile lui, urmărind ce spune Putin. E foarte important să te uiți ce spune Putin. Să degaje acea zgură și să vezi, el spune, cere armatei ucrainiene să se predea, cere populației ucrainiene să primească bine soldații ruși, pentru că sunt soldați eliberatori. De cine îi eliberează? De junta nazistă de la Kiev. Deci, păi în mintea lui... junta nazistă de la Kiev? Pentru că președintele lor este evreu. Bun, acum nici folosirea termenului nazist nu e corectă în cazul ăsta. Nu e corect. Una e fascist, alta e nazist, dar Putin nu face diferență între ele. Iar eliberatorii de junta nazistă au bombardat alaltă ieri Babi Iar, care este cel mai mare centru memorial al Holocaustului din Europa de Est, unde naziștii au ucis 22.000 de evrei. Da. Se pare că propaganda rusă funcționează și funcționează destul de bine vis-a-vis de treaba asta. Mă întreb dacă nu cumva Putin se adresează multe din aceste discursuri doar poporului lui sau unui tip de propagandă pe care deja a însămânțat-o acolo. Tu când spui, Claudiu, că te gândești că poporul rus va face chestiunea asta, te gândești că
Ce? O să iasă oamenii în stradă? Sau cum? Păi, haideți să ne gândim un pic ce s-a întâmplat cu rulă, nu? Că a explodat. Ah, bună idee. Ce se întâmplă cu oamenii care au credite? Adică sunt oameni care probabil au credite, nu știu, de 300 de euro. Dăm un exemplu, 300 de euro și a doua zi este 1500 de euro. Chiar că e o bună observație. Ce se întâmplă? Putin a cerut creditele imobiliare să se mențină rata. Ceea ce e o aberație. Adică, nu se va întâmpla treaba asta. Păi și eu zic la fel, că nu se va întâmpla. Pentru că aberanț, te cumpărai cu 10 ruble, astăzi cumperi mâine cu 50 de ruble. Dar 30% a picat rubla în două zile cu 30%. Ce să fie? Vedeți? Și atunci, cred că se va ajunge cumva la criza din 90. Ne aducem aminte bine de criza din 90. 98, am auzit economiști ruși chiar azi dimineață la un radio rusesc care spuneau criza din august 98 e un parfum pe lângă ce va veni în câteva săptămâni. Și atunci mă gândesc că poporul rus va ieși în stradă și nu vor ieși 30-40 de mii, ci vor ieși 30-40 de milioane și cred că se va opri. Dacă nu, se va ajunge la un război de uzură pentru că au subestimat armata ucrainiană. Da, apropo de asta. Repet, ei se așteptau ca se întâmple fix ca în 2014, ucrainienii se întâmpine cu sare, pâine, băutura lor locală și flori. E surpriză, ce credeți? De aici să ne și uităm la ce oameni au trimis în prima linie. Că da, da? Să mă ierte Dumnezeu, nu poți să-i numești soldați copiii aia. Pe cuvânt, nu poți să-i numești soldați. Adică dacă vreau să trimite soldați, stați-vă cum arată Cecenia aia. 6 pe 6. Mulțumesc mult, Claudiu. Hai să-l auzim și pe Mihai la finalul acestei ediții speciale extraordinare din punctul meu de vedere cu Armand Goșu. Mihai, ultimul scenariu pe care îl punem pe masă sau ultima ieșire din această situație halucinantă pe care o trăim. Da, bună ziua. Mie mi se pare, fiindcă tot aud că Putin e irațional, mie mi se pare că tot ce s-a întâmplat, inclusiv cu acel Consiliu de Securitate a lui, cu jocul șefului intelligence de la ei și așa mai departe, că a fost doar un joc. Și eu cred că el este foarte, foarte rațional și doar vrea să dea impresia că e rațional, că în felul ăsta bagă mai multă frică în oamenii care îl ascultă și care se uită la el și nu știe nimeni ce va urma, dar nu cred că și-a pierdut mințile atât de repede. Da, e greu să estimăm noi dacă mai e rațional sau nu mai e rațional. Analizăm ce poate face mai departe chiar și în aceste condiții, adică ce opțiuni are la dispoziție și opțiunile lui nu sunt foarte sănătoase pentru nimeni. Asta e problema. Opțiunile lui sunt fie, adică el nu prea are opțiuni din punctul meu de vedere. Nu are decât să continue războiul până, nu știu, fie cum a zis ascultătorul de dinainte, o să iasă oamenii în stradă, fie o să câștige Kievul și își pune guvernul. Adică eu nu-l văd vreodată să se retragă, să stea înapoi, oricâte sancțiuni ar veni din partea oricui, că n-ar avea niciun sens, ar pierde probabil tot. Haideți să vă întreb, și cum ar putea funcționa Rusia? E o diferență de fus orar de 11 ore. Ca să călătorești de la Moscova la Vladivostok cu trenul, ți-a vreo 9 zile. Ca să călătorești cu avionul, faci 10 ore. În condițiile în care Boeing-urile și Airbus-urile, da, cele două avioane care deservesc, sunt sute în posesia, în serviciul Aeroflot, nu vor mai fi deservite, dar sunt retrase de pe. Cu ce vei călători? Cu Tupolevul din 1962? Cum va rezista Rusia la aceste presiuni? Nu există în istoria contemporană o situație similară, comparabilă cu presiunile economice care sunt puse astăzi pe Rusia. Cum va rezista Rusia? Dumneavoastră spuneți pe termen lung. Eu vă întreb, 6 luni, cum va rezista? Eu vă întreb, sunt 1 milion și ceva de bolnavi cronici. Ei nu o să mai aibă medicamente de săptămâna viitoare, că nu și-au putut face fiecare dintre ei stocuri pentru 10 ani. Cum o să reziste? Păi, oamenii mor. Păi cum rezistă Putin la chestia asta? Că de fapt nu e despre Putin toată problema asta? Da, corect. Foarte corect observația dumneavoastră. Adică, e despre Putin discuția noastră. Toată nebunia asta, dacă se întâmplă exact cum a spus dumneavoastră, că nu o să se
totul colapsează în Rusia și probabil că s-o se întâmple. Rezistă Putin la chestia asta? Eu nu cred că va rezista. Adică Putinii vor ieși în stradă, nu? Presupun. Și dacă nu vor ieși în stradă, la un moment dat din cadrul elitei rusești cineva va spune stop și vor trebui să facă ceva, vor fi obligați să facă ceva, vor trebui să salveze ce se mai poate salva în ultimul minut. Da. Și vor salva cu Putin la putere? Nu. Nu. Nu cu Putin la putere, tocmai asta spuneam. Prin înlăturarea lui Putin, ei vor încerca să salveze Rusia. Da. Dar încă asta suntem este la singura variantă. Adică Putin n-are decât varianta să continue războiul sau să fie dat jos. Cam așa. Cam așa. Exact. Să vedem cum va continua însă războiul. Mulțumesc tare mult, Mihai. Armand Goșu, sigur că o să ne mai întâlnim. E propunerea mea aici să stăm de vorbă cu oamenii, să le explicăm încă o dată ceea ce v-am povestit astăzi. Sunt scenarii ca ramurile unui copac. Situația asta nu înseamnă că se va întâmpla așa. Sunt scenarii care se discută în fiecare cancelarie, în care le discut cu studenții la facultate. Da. Sigur că unele drumuri dintre ele vor fi urmărite. Sarcina noastră ca omenire și ca oameni în zilele acestea este să-i ajutăm pe cei care ne intră în țară, nevoiți de urgia asta. Ăsta e primul lucru. Și al doilea lucru este să-i ajutăm pe oamenii care sunt pe front ca să-și mențină țara în granițele ei cunoscute. Asta avem de făcut, oameni buni, asta putem face noi ca europeni. Armand Goșu, mulțumesc pentru prezență. România în direct se încheie aici. Spor la treabă tuturor! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.